Categoria de vârstă 19 ani. Deci, grupul de copii de la școala gimnazială Scarlat Longin, Dofteana, categoria de vârstă 19 ani, profesor coordonator Ciprea Lenuța. Mult succes! Se pregătește grupul de copii Micii Colindători. No!
Bravo copii, felicitări și doamne profesor, mult succes pe mai departe și mergem repede, repede mai departe. Ne simțim foarte bine aici la dumneavoastră și nu în ultimul rând vreau încă o dată să mulțumim organizatorilor acestui festival. Din bătrân, din oameni buni, iată, la prima ediție, Primăriei Comunei Dosteana, domnului primar Ioan Bujor, Consiliului Local, Asociației Culturale Folclorice Dat în Protușene, prin domnul președinte Gâtu și doamna profesor Sorina Gâtu. Și mergem mai departe și invit în aplauzele dumneavoastră o domnișoară minunată. Se cheamă Isachi Andreea Maria. Iată, vine de aici, de la dumneavoastră, din Dofteana, cu un colind, îngerii șoptesc. Te rog, Andreea, la microfon. Profesor coordonator Ignat Daniela. Categoria de vârstă 7-8 ani. 9 ani. Școala gimnazială Scarlată la Longhin, Dofteana. Profesor coordonator Ignat Daniela. În aplauzele dumneavoastră, Isachi Andreea Maria. Succes! Yeah.
Felicitări, invit în aplauzele dumneavoastră, repede, repede, grupul Micii Colindători. Iată, vin tot de aici, de la Dorteana, de la Școala Scarlat Longhin, profesor coordonator Păscălin Nicoleta, Irimia Nicoleta și Matei Camelia. Categoria de vârstă 6-10 ani, Micii Colindători, iată-i, profesor coordonator Păscălin Nicoleta, Irimia Nicoleta și Matei Camelia. Se pregătește Stanciu Alesia din comuna Ștefan cel Mare. În aplauzele dumneavoastră, Micii Colindători, vă rog să-i aplaudați. Succes! Invit alături de mine pe Stanciu Alesia din comuna Ștefan cel Mare, categoria de vârstă 8 ani. Profesor coordonator Gabriela Comăneci. Imediat. E în regulă. Ne va interpreta un colind. Stanciu Alesia se pregătește. Popovici Cătălina din Sântuleni, județul Bacău. Succes! Niciun rău, domn, 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 DJ, ei vadă pe Dumnezeu.
atenția și mergem repede mai departe. Invit în aplauzele dumneavoastră pe Popovici Cătălina din Sândule, județul Bacău, categoria de vârstă 14 ani. Ne va interpreta colindul Astăzi e mare sărbătoare. Profesor coordonator Maria Tătaru. Din Sândule, Popovici Cătălina, 13 ani. Succes! Școala gimnazială Alexandru cel Bun din Berzuț. Se pregătește Ardelean Miruna Raluca, tot din Berzuț. Mult succes! Thank you.
categoria instrument, mergem repede, repede mai departe și invit în aplauzele dumneavoastră pe Ardeleanu Miruna Raluca, categoria de vârstă 17 ani, din Berzunț. Ne va interpreta Scoală Minte, Doamnă Mare. Iată, profesor coordonator Maria Tătaru. În aplauzele dumneavoastră, Ardeleanu Miruna Raluca. Se pregătește ansamblu Răzeșii lui Ștefan Vodă. Cel Mare Vodă. Este la ea acasă. Sunteți de acord cu mine. În aplauzele dumneavoastră, invit aici pe scenă alături de mine grupul Răzeșii lui Ștefan cel Mare de la Ștefan, Comuna Ștefan cel Mare, profesor coordonator Stanciu Geta. Vă rog copii, vă aștept aici alături de mine. Ne va interpreta categoria Dati, Căluții, se cheamă categoria de vârstă 5-11 ani. Ansamblul Răzeșii lui Ștefan cel Mare, din Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Profesor coordonator Stanciu Geta. Se pregătește ansamblul folcloric Țărâncuța. Thank you.
numele ansamblului, haideți copii în față aici, încă o dată, ne uităm spre public, ansamblul Leșii lui Ștefan cel Mare, din comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, profesor coordonator, Geta Stanciu. Felicitări, doamna îndrumător! Mult succes mai departe! Invit repede, iată, terminăm prima parte a festivalului aici cu ansamblul folcloric Țărâncuța. Invit alături de mine ansamblul folcloric Țărâncuța din Coronești, județul Bacău, profesor coordonator Nicuță Ion. Ansamblul Țărâncuța este aici. Ansamblul Țărâncuța îi aștept aici, alături de mine pe scenă. Până ajung ei, dați-mi voie să mai amintesc o dată organizatorii acestui festival. Primăria și Consiliul Local al Comunei Dofteana, Școala Gimnazială Cucuies, Asociația Culturală Folclorică Dat Introdușene. Iată, devizul acestei asociații a dumneavoastră de aici, din Dofteana, este investim în păstrarea datinilor trotușene. Iată, suntem binecuvântați, pot să spun, suntem într-o zonă. Această vale a Trotușului este plină de tradiții, iar unele din aceste tradiții nu le veți găsi nicăieri în lume decât aici. Și aici mă refer la dansul ursului, care nu-l veți mai găsi în altă parte decât aici, jucat în piei de urs adevărat. Nu-l veți mai găsi în altă zonă a țării decât pe această vale a Trotușului. Vreau să mulțumim încă o dată și partenerilor media care sunt prezenți la acest eveniment. Mulțumesc televiziunii Acum TV, doamnei director Dana Lungu, televiziunii Exclusiv TV, domnului director Eugen Ungureanu, prezent aici. De asemenea și presei care este prezent aici, a domnului jurnalist Moraru, care coordonează acest ziar, Onest Express, și nu în ultimul rând, Radio Lucre FM, doamnei director Moșat Lucica,